Este păcat să pupi crucea. Acum am răspuns cu privire la icoane. Acum veți zice, bun, crucea nu e icoane. Crucea este un simbol al jertfei Domnului nostru Isus Hristos. Și simbolul acesta este peste tot și este bine. Frumos că este simbolul acesta ca să le amintească la oameni despre jertfa Mântuitorului. Și noi creștinii trebuie să profităm ori de câte ori vedem undeva simbolul acesta, să le amintim la oameni ce înseamnă simbolul acesta, să le, le explicăm simbolul acesta. Ăsta e logo-ul creștinilor din toate vremurile crucea. Pentru că pe cruce a fost adusă jertva de ispășire pentru păcatele întregii omeniri și așa noi am căpătat iertarea păcatelor. Acum, cu privire la sărutatul crucii, am văzut unii voscot o sărut, alții în anumite situații bara prin aceasta și arată atașamentul lor față de Domnul nostru Isus Hristos. Nu știu, eu când m-ați întrebat, m-a gândul la versetul acesta de la Exod 20, unde spune să nu-ți faci chip cioplit nici vreo înfățișare a lucrurilor care sunt sus în ceruri sau jos pe pământ sau în apele mai de jos decât pământul. Dar vezi, da, bun, asta nu e înfățișare de acolo, asta, asta e, cea pe care a fost jertfit Domnul Isus Hristos. Să nu te închini înaintea lor, să nu le slujești, căci eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu Dumnezeu gelos care pedepsesc nelegirea părinților în copii până la al treilea și la al patrulea neam al celor ce mă urăsc și mă îndur până la al miilea neam de cei ce mă iubesc și păzesc poruncile mele. De ce să vă spun, dragii mei? Eu, de exemplu, când l-am văzut pe cineva că am sărutat crucea, nu, m-a deranjat așa de mult, nu mai, nu știu, că asta arată un atașament, arată un atașament pe care îl arată omul, dar pe de altă parte, atunci când omul are dubii, când are de este, cred că mai bine să nu o facă. Nu știu, chiar nici, nici nu mi-am pus întrebarea. Însă, un lucru este clar, crucea este cel mai important logo a creștinilor, care par, crucea poartă încărcătură, semnul ăsta poartă încărcătură, de aia îi deranjează așa tare, nu? Vă amintiți aici la noi în Republica Moldova, când a fost pus la Ministerul de Interne, când au pus crucea aceea, vă amintiți Și zarva a fost? Dar acum nu vedeți cum îi deranjează peste tot crucea. Crucea pentru că crucea poartă, este simbolul unei învățături, simbolul unei învățături, simbolul mântuirii care este în Domnul nostru Isus Hristos. Eu zic mai bine decât să stăm la discuții de acestea pupi, nu pupi crucea, nu știu, o lăsăm. Mai bine, mai important decât a pupa crucea, mai important este de a explica mesajul, de a transmite mesajul. Asta e cel mai important lucru, de a transmite mesajul crucii. Asta e cel mai important. Oriunde putem, oriunde mergem, să le vorbim la oameni ce, ce aduce învățătura care stă în spatele crucii. Și cel mai important, azi, Evanghelia, să o prezentăm Evanghelia. Apropo, am văzut cum în Orient, în țările astea musulmane, iată, de exemplu, creștinii coptici, își pun crucea aici, crucea. E așa se cunosc unul pe altul. Deodată, știi, ei tatu un tatuaj cu crucea aici. Sau în mașină, dacă au crucea. Unii mi-au spus, pentru că are crucea în mașină, poate să fie ucis, împușcat. Și invers, când are crucea, așa ei se recunosc unul pe altul. Deci creștinii își pun crucea pentru a se recunoaște. Un musulman în veac nu-și va pune o cruce. Nu, nu recunoaște nicicum. Crucea. Că zici, când au făcut uh, hotelul celălalt, mai, cum se numește hotelul celălalt grozav, iată, uitat acum, al sau cum se numește hotelul celălalt grozav care l-au făcut în Emiratele Arabe. Și când a venit uh, Emirul, nu Emirul, au venit din uh, Arabia Saudită. Din Arabia Saudită, niște cap mare. Uh, islamului, când au venit și au privit, au zis, dar cum ați îndrăznit voi să puneți crucea, pentru că știți acela hotelul ce l făcut în forma unei corebii și cu o pânză mare și sus stă crucea și ei nu și-au dat seama că aceea e crucea, dar vezi, noi nu vedem crucea, noi vedem pânza. dar el primul lucru care a văzut și l-a deranjat, a zis, cum ați îndrăznit voi să puneți crucea aici. Da. Deci, iată, asta este răspunsul.